E o poveste mai complicată. Acum vreo 3 luni de zile. Bine, asta e o chestie pe care nu v-am spus-o, pe care nu o știe mai nimeni, adică voi aici pe YouTube, prietenii mei, nu știți despre chestia asta și trebuie să vă povestesc. Deci știam că se poate declara că acolo cu Huawei lucrurile nu o să meargă mult mai departe. Ok. I'm not problem. No, no, but why you take? Yeah. One fan then cut and you clear. Yeah. Okay. Ah. Yeah. Ah, okay. Then my fan win, the man cut. Ah, your friend. Yeah. Ah, ah. My fan đi đôi quá, then my fan quên, my fan nữ quên. Yes. Man cut, call. Okay. Yeah. Okay. My fan J, then my fan. Ah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Mama, yeah. Frate, deci am intrat în cameră și laptopul nu era aici. Voi sunteți nebun la cap, nu era laptopul, nu era gimbal, nu era absolut nimic aici. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you coming home. Este 7:40, da, bună dimineața, corect așa, da. E 7:40, iar acum trebuie să ne îndreptăm către, către stația de bus, pentru că la ora 9 plecăm către Niachan și trebuie să ne vedem și cu Daily Sugar de acolo, pentru că o să plecăm împreună. Ai dormit bine? Ce? Putea duriană, zic eu. Hai. Mulți dintre voi m-ați întrebat de unde am luat cele două melodii pe care le-am folosit în videoul anterior și m-am gândit să vă dau așa un refresh. Dacă vreți să mă ajutați și dacă vreți să aveți acces la o bază de date ce conține foarte multă muzică copyright free, intrați în linkul din description și acel link vă va duce către Epidemic Sound. Băieții ăia sunt super tari, au o bază de date enorme, eu numai de acolo îmi iau melodiile pentru videourile mele. Dacă vă înscrieți acolo, prima lună este gratuită, vă puteți înscrie extraordinar de simplu. În momentul în care vă abonați la ei, la Epidemic Sound, ei mă ajută financiar, în sensul că avem un contract și în funcție de câte înscrieri se fac în fiecare lună, un anumit procent se întoarce la mine. Deci prin această chestie, unul la mână, puteți aveți acces la super muzică de calitate, fără niciun fel de probleme, fără copyright, adotul de acolo, știți că o aveți tot timpul, nu aveți niciun fel de problemă, nu puteți să primiți strike-uri, nu puteți, nu știu, să pățiți absolut nimic. Și în cel de-al doilea rând m-au ajutat pe mine, iar pentru chestia asta nu pot decât să vă mulțumesc. Am ajuns cam de vreme aici la bus station, dar mie în general îmi place să ajung mai devreme decât mai târziu. Dar ea e aici, e gardianul on duty, trebuie să ai grijă de tot, nu? Lete pentru autobuz și ar trebui să aștept 3 ore până să plecăm la Tran. Mă gândeam să stau pe jos, dar nu știu dacă e valabilă treaba. Nu cred că... Poți să mergi să întrebi. Crezi că știi asta engleză? Vorbește engleză, da, e ok. Da, aia din... Eu am rupt aia de acolo, aia din față, da. Ideea este că noi când am venit ieri și noi asta așa am vorbit, nu știam exact dacă stăm, nu știam exact dacă plecăm, nu știam exact ce facem, ne-am dus acolo la ghișeu și am uitat complet. Noi inițial voiam să plecăm în Atranghieri și am zis, bă, hai să stăm aici. Ne-am decis pur și simplu într-o secundă, am zis, băi, mai stăm aici. Și astăzi când am venit dimineață, n-am mai găsit bilete, pentru că voiam să plecăm împreună în Atrang. Deci înseamnă că Daily Sugar va trebui să plece peste 3 ore, iar noi plecăm acum, adică o să fim puțin delayed, din păcate. Asta e. Așa, deci ne luăm la revedere aici, dar ne vedem în... Atrag. În Atrag peste câte ore? 6 ore, ceva de genul ăsta. 3 ore tale, 3 ore mele. 3 ore, plus diferența de fusul arvă, 3-4 ore. Hai, vorbim. Pa, pa. Pe 12, pe 15. Hai. Pe 3, pe 6. Oh. Pe 6.
Data asta am luat locuri la geam. Pentru că, mamă, dar arată. Nu, sunt altfel, mi se pare. Ca să ne uităm și noi pe geamul ăsta. Ce rău îmi pare că nu m-am gândit să nu știu Daily Sugar la ieri, dar nu mai trecut prin cap, chiar nu mai trecut prin cap. Ți-ui? E plin, frate. Da, e full de oameni. Nu, pentru că toată lumea merge la mare. Da, normal, s-au săturat de vremea asta. Mie mi se pare super marfă vremea asta și s-au săturat de ea. Fine. Put acum o scurtă oprire, cea de-a doua, frate, deci în 3 ore, 2 opriri. Da. Iam niște rice cu ceva, orez cu ceva, nu contează, nu știu. Mi-am pus puțin telefonul, l-am încărcat. Eu nu mai am răbdare, frate, deci eu nu mai am răbdare cu Asia de Sud-Est și cu basurile lor și cu 100 de kilometri făcuți în 3 ore. Eu nu mai am răbdare, pur și simplu, nu mai am chef de nimica. Abia aștept să se termine călătoria asta prin Asia de Sud-Est, abia aștept să ajung în România și abia aștept să plec în America de Sud. Mi-a ajuns. Și când mi-a ajuns, mi-a ajuns. De-aia acum mi-a fost și lene să-mi vreau să comand de mâncare. A dus sora mea. Vasurile astea mi se par că sunt din ce în ce mai nașpa, frate. Deci nu știu, stai nasol în ele. În fine, nu băgați în seamă, nu luați în seamă ce zic acum, pentru că sunt puțin nervos și am ajuns așa la un nivel de ăsta de maximă saturație. Ce fanta e asta? Nu știu. Monxaxi. Cred că e de struguri asta, nu? Ce are, gust nașpa? Oh, I'm not drinking that. Oh, frate, ce? Cred că e licuriță de-aia. Oh. Oh, thank you. Bă, pe bune acum. Ce Fanta e asta? Ai vrut căldură? Ah, no, we have. Fuck! Ia zi, cât de cald e? 60 de grade, 60 de grade. Fuck. S-a zis. Careful what you wish for, guys. Am ajuns din nou în paradisul ruznacilor. Acolo unde îi place lui Daria, nu? Da. Așa. Am închiriat două apartamente pentru următoarele 3 nopți, nu? Da. 3 nopți. Și o să vă zic de ce. Uite și mașina care veni să se ne ia. E, da. Da, uite, C-Mark, asta e. Da, mă, dar de-aia te lasă în afara orașului ca să mai plătești tu, să mai dai niște bani de la tine, să mai fure ceva de la tine. Asta e, nu contează. Să le zic. Hello. Yeah, me. Daria, nu există etajul B. Cum se stă la etajul B? Deci avem așa, camera B6 și camera B1, apartamentul B6. Trebuie să fie unul lângă altul. La etajul B. Ați te auzit voi viața dată până acum de etajul B în condițiile în care, uite, stai aici cu cifre? Da, poate etajul A. Yeah. Hotel, yes. The price is 350, okay? A6. B6. Yeah. Ah. E la fel. Dacă vrei să stai aici, poți stai aici. Nu mă deranjează. Nu, aici măcar am asta, aici pot să fac o... Da. Pot să-mi pun camera să filmez. Ce mă deranjează e că data trecută am avut... Dar e ok. Ce? Nu, data trecută am avut apartamentul de vis-a-vis și era mare, știi? Frate, sunt 20 de euro. Deci ce vrei mai mult? Ia zi, câte spectacole o să ai anul ăsta? Stagiunea ce? Stagiunea 2017-2018, nu? 2017-2018, 165 de spectacole pe an. Asta e un spectacol la două... Un spectacol la două zile, ceva de genul. Spectacol la două zile, dar noi, pentru că avem și pauze și de repetiții, o să avem două spectacole pe zi când începem spectacole. Timp de 6, 8, 10 săptămâni. Două spectacole fiecare zi. Dar stai puțin, mă, stai puțin că înțeleg o chestie. N-ai, nu e doar seara, adică vin oamenii și la ceor, la matineu, nu, sau la când matineu, ai? La matineu, da. Unul la două jumate. Stai puțin, mă, dar în timpul săptămânii matineu? În timpul săptămânii. Cine dracu vine la ora două jumate la spectacol? People. A, cred că vine ăștia bătrâni care n-au job, da, exact, care n-au astea. Sunt ăștia pe abonamente de-astea pe viață. Da? We going to Ibiza. Dar nu suntem în Ibiza, draga mea. Sunt... Da. Hai. Hai să mergem. Niște bănuțe. Niște bănuțe. Deci pe anul soră mea că este pentru a patra oară când vine aici în Natrang. Prima oară am fost singur, a doua oară am fost cu Cătălin, a treia oară am fost cu Vlăduț și cu Mr. Daily Sugars. Iar acum sunt cu ea. Hai, Daria. Hai că m-am apăcat, am notat puțin. Nu e rece, e foarte bună pe cei. Foarte, foarte, foarte bun. 40 de grade și mie frică să fie. Ia. E ok. Ce? Șoarbe.
ziceai? Sharks? Unde, în apă aici? Îți place? Am lăsat-o pe sora mea la plajă pentru că trebuie să mă duc la aeroport. De ce mă duc la aeroport? E o poveste mai complicată. Acum vreo 3 luni de zile. Bine, asta e o chestie pe care nu v-am spus-o, pe care nu o știe mai nimeni. Adică voi aici pe YouTube, prietenii mei, nu știți despre chestia asta și trebuie să vă povestesc. Am cunoscut o tipă acum vreo 3 luni de zile și avem un fel de relație din asta off and on, dacă înțelegeți. Ideea e că ea are o situație puțin mai complicată, în sensul că e divorțată, are copil și bine, nu ne-am văzut acum cât? Mai mult de 3 luni, prin martie, ceva de genul ăsta, ne-am văzut pentru vreo oră, într-o seară de martie, după care eu am plecat în nordul Vietnamului, după care am plecat în Coreea de Sud și până m-am întors în Vietnam, am întâlnit cu ea, după care am plecat în Japonia, în Bangkok și m-am întors din nou aici. Chestia e că tipul ăsta este complet altceva, este altceva. Și tocmai ideea nici nu cred că o să apară în videourile mele pentru că nu e de acord, de fapt nici nu știu dacă e de acord sau nu, ideea e că nu i-am cerut eu chestia asta, nu m-am gândit niciodată la treaba asta până acum, pentru că avem un alt fel de relație și avem o altfel de relație, pardon. Și pentru că sunt cu sora mea aici în Atrang, i-am cumpărat un bilet de avion astfel încât să vină să stea cu noi aici 3 zile și mai departe mă gândesc să, nu știu, să văd cum facem, poate o chem și săptămâna viitoare când mergem în Da Nang, să stăm acolo. Biletele de avion sunt foarte ieftine. Ia să vin aici, deci round trip din Saigon, Na Trang, Na Trang, Saigon. M-a costat undeva la vreo $80, ceva de genul ăsta, deci e ok. Și acum trebuie să mergem, să o luăm de la aeroport și sunt cu taxiul, cu mașina hotelului, cum ar veni. Mamă, deci drumul până aici la aeroport e super tare. N-am fost niciodată aici la aeroport în Na Trang. Dar drumul arată într-un mare fel și cred că vin într-o zi să filmez pe aici. Cu tipa asta lucrurile sunt foarte complicate și în același timp foarte diferite. Ne înțelegem extrem de bine, suntem de vârste apropiate. E foarte frumoasă. Avem așa o conexiune puternică, nu vorbește engleză foarte bine. Dar bine, vă dați seama că e pentru prima oară de când călătoresc, când mă decid să cumpăr un bilet de avion cuiva să vină să stea cu mine. Și vă dați seama că n-aș făcut chestia asta dacă nu era ceva cu adevărat diferit. Bye bye. Partea asta de vlog a fost filmată după 3 zile. Ok. Am deschid o să mă duc în Deci, da, partea asta de vlog a fost filmată după 3 zile. Acum m-am întors de la aeroport pentru că m-am dus să o las pe fata de care v-am povestit. Nici nu știu acum cum să vă spun toată povestea pentru că e foarte complicată. Mă, ce face omul ăsta? Ah. Yes, yes. Așa, este foarte complicată și... Hello. Yes, thank you. Ok. Wait. No? Yes. Wait, how? Yes, thank you. Așa. Este o poveste complicată, nu este o poveste simplă, căreia o să-i dedic la un alt un vlog întreg. Ideea este că m-am cunoscut cu ea acum multe luni de zile, ne-am tot văzut de-a lungul timpului, de fiecare dată am trecut prin Vietnam. Am petrecut foarte mult timp împreună și pentru că îmi place super mult de ea, am decis să iau un bilet de avion și să vină să stea cu mine și cu sora mea pentru 3 zile. Acum planurile merg puțin mai departe.
În sensul că mă gândesc destul de serios să o aduc în România pentru, pentru vreo 10 zile, ceva de genul ăsta. Să vedem acum cum se poate face treaba asta, cum e cu viza, e ceva mai complicat, nu e o chestie foarte simplă. Și de-aia trebuie să mă ocup. Ideea că și ea are o situație destul de complicată, nu e ceva foarte simplu, dar vă promit că o să fac un vlog în care o să vă vorbesc numai despre chestia asta și o să înțelegeți cum stau lucrurile. A fost super tare. Chiar a fost super tare și trebuie să știți o chestie. Atunci când călătorești, sunt multe persoane pe care le întâlnești, multe persoane de care te atașezi, dar e o diferență foarte mare între o persoană de care te atașezi acolo un anumit timp, cum a fost cu Huawei, de exemplu. Cu ea a fost super ok, l-am înțeles bine, n-a fost niciun fel de problemă, dar până la urmă diferențele erau destul de mari, în sensul că ea avea 20 de ani, avea o altă mentalitate. Pana mea. Deci știam că se poate declar că acolo cu Huawei lucrurile nu o să meargă mult mai departe. Ok. I'm not problem. No, but why you take? Ne. Why fan the cut and the clear? Ne. Okay. Ah. Yeah. Ah, okay. Then my fan win the man cut. Ah, your friend. Yeah. Ah, ah. My fan đi đôi quá. Then my fan queen. My fan nữ queen. Yes. Man cut. Okay. Yeah. Okay. My fan Jay, tell him my fan. Ah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Mama, yeah. Frate, deci am intrat în cameră și laptopul nu era aici. Voi sunteți nebun la cap, nu era laptopul, nu era gimbal, nu era absolut nimic aici.